și un semn de întrebare privești comenzile pe care le poți, da? Poți să convii de o programare sau poți să o ceri dând data într-un anumit format sau poți să renunți la o programare anterioară sau poți să afli adresa web unde se găsește posibilitatea de a interacționa în grup cu membrii acestui grup mobil. Pornind de la posibilitatea aceasta de a genera comenzi dinamice, aș vrea să vă spun foarte pe scurt câteva categorii de organizații care exploatează serviciul nostru. Găsiți studii de caz și pe client videl.net. De exemplu, utilizează politicieni. Un foarte cunoscut senator din Timișoara a avut în campanie electorală un grup din acesta mobil în care trimitea mesaje referitoare la întâlniri și, important, răspundea întotdeauna solicitărilor, întrebărilor care îi erau adresate. Sunt mici magazine sau restaurante care își pun informația referitoare la aderarea la grupul mobil pe cărțile de meniu, pe pereți, pe, eu știu, comunicarea prin e-mail, pe cărțile de vizită, așa încât poți să-și crească numărul de membri ai acestor grupuri mobile. Apoi sunt școli, universități, de exemplu, în școli sunt grupuri de părinți care trimit comanda absențe și primesc, pentru că se trimite pe un anumit număr, ei sunt identificați prin numărul mobil, primesc absențele copilului sau notele sau informații referitoare la ședințele cu părinții. Orarul de examene pentru studenți sau alte informații transmise de un grup de profesori care administrează grupul. Am fost foarte plăcut surprinsă zilele trecute, am găsit un grup din acesta creat de un elev de clasa a 6-a din București, care participă la un curs de limba germană online și și-a creat un grup de fan pentru un site pe care îl administrează el. Și ca să nu uit, da, deci avem niște aplicații interesante cu bănci, prin care băncile transmit diferite oferte pentru credite avantajoase, dar în același timp și mesaje personalizate spre clienți referitoare la momentele când trebuie să realizeze plata sau comanda, care este rata pentru luna următoare sau când trebuie să fie depusă. De asemenea, firme de curierat în care primești cheia de identificare pentru coletul tău și trimițând la numele grupului afli unde se află coletul și așa mai departe. Sunt foarte, foarte multe organizații din acestea mici care au nu baze de date foarte mari, dar baze de date unde sunt interesate să realizeze o personalizare a dialogului care vedeți că merge în ambele sensuri. Sunt multe statistici, rapoarte, la care ai acces ca să vezi comunicarea în timp și care este eficiența ei. Poți foarte simplu să creezi sondaje și dacă veți considera interesant să răspundeți, când veți mai găsi această prezentare online sau poate rețineți acum, puteți foarte simplu să răspundeți cum preconizați că va fi până la final această conferință cu informații utile, bogate pentru dumneavoastră, puteți trimite SMS cu mesajele numerice pentru a echivala răspunsurile, dar nu știu. Și atunci când trimiteți mesajul, primiți și adresa unde se găsește răspunsul. O să completezi o dată pe stare. Prin sondaje, bineînțeles că poți să afli de la cei din grupul tău care este impresia despre anumite servicii sau produse. De asemenea, poți să faci un fel de brainstorming și să alegi din soluțiile care sunt propuse prin astfel de sondaje. La fel este foarte simplu să creezi quiz-uri. În felul acesta poți să promovezi noi servicii sau produse, poți să dai premii. Și chiar v-aș da acum, dacă vreți, am dat un quiz foarte simplu, care are o singură întrebare. O să vedeți că este foarte interesantă. Deci v-aș vrea să dați un Q la 1210 și
și toți cei care răspund corect primesc și un premiu, în sensul că vor fi sprijinit în a-și crea un, și a-și modela un grup din acesta mobil și primesc un număr de SMS-uri gratuite pe care le pot folosi pentru a comunica cu membrii grupului. Deja că le dau un fiu la 1, 2, 1, 0, pentru că dacă este o întrebare interesantă și are sigur un răspuns pe care știți. Deci mai trebuie să dați și răspunsul cu Q, blanc și litera răspunsului și veți vedea. O să vă întreb, să-mi spuneți ce întrebare. Altă facilități, platforma are un API care poate să fie folosit pentru alte aplicații. Se pot da vouchere, se pot realiza rezervări, plăți prin SMS, alte personalizări, depinde de specificul organizații care își deschide grupul sau cum să realizeze exporta fluxului de mesaje printr-un widget, pe blog, pe site-uri, partenere sau ale organizației respective. Până aici a fost punctul 9 și acum vă voi duce la un punct 10 plus, în sensul că de aici putem discuta foarte mult, pentru că această platformă pe care până acum am arătat-o pe undeva ca și o platformă ce permite o comunicare destul de clasică prin SMS, dar ați văzut că prin foarte multe comenzi dinamice venite dinspre membrii grupului, această platformă deci este integrată cu platforma de microblogging pe care am dezvoltat-o la Finsoft, lansată acum 2 ani și 2 luni, platforma Civic. În sensul că fiecare grup mobil care este creat are un grup online pe această platformă. În felul acesta, prin mesajele publice pe care le publică atât cel care deține grupul, moderatorul, cât și membrii lui, alți membri al platformei pot să adere la grup. Deci este cea de treia cale prin care trebuie membrii. Și bineînțeles, prin mesajele pe care le scriu ei, pe care le duc mai departe, pe blogurile, pe site-urile lor, sau pur și simplu discutând cu ceilalți informațiile despre brandul tău, se răspundesc foarte mult. Probabil, o parte cunoașteți platforma, ceea ce aduce ea interesant este faptul că se realizează o comunicare multimedia prin mesaje multimedia care pot să fie integrate, așa încât, de exemplu, un tucul pe care l-am deschis client fidel și unde iarăși o să vă invit ca dând cuvântul fidel spre 1210, veți intra în acest grup în care putem discuta, noi, cei de la Finsoft, de la Boxline, cu dumneavoastră o serie de tehnici de marketing. În acest grup se poate face live streaming, se pot trimite mesaje, conținut multimedia prea de utilizatori, prezentări, clipuri, audio, video, de asemenea apare în VIP pentru fișiere în diferite formate, se poate face video live. Toate acestea arată multimedia, intrând în fluxul comunicațional al platformei, informațional. Platforma poate să fie accesată și în varianta mobilă, așa încât putem vorbi și în partea aceasta de un marketing mobil. Multe lucruri interesante care se întâmplă în grupurile acestea, de exemplu, foarte simplu, poți să faci screencasting și să arăți cum funcționează un anumit serviciu. Lucrul acesta poți să-l faci în premieră pentru membrii grupului tău sau poți să dai acces la o documentație, la un tip, să faci lansarea unui clip muzical. Sunt și multe organizații culturale care folosesc platforma. De asemenea, este un schimb de experiență cu membrii platformei care fac parte din diferite grupuri sau care își creează un profil personal. Și aici, de exemplu, este reprezentarea facilităților de marketing interactiv printr-un MyMap, de asemenea integrat pe platformă. Și, bineînțeles, invitația, rugămintea de a veni cu
feedback, cu comentarii, cu posibile colaborări pe acest nou site pe care l-am lansat împreună cu boxline.fidel.net. De asemenea, aderarea deja la grupul în care putem discuta, dând Fidel la 1-2 frumosări. Cam aceasta este pregătirea. Mulțumesc!